Bună ziua și bine ați venit alături de noi la aceste activități organizate și desfășurate în cinstea Zilei Naționale a României. Programul ceremoniei oficiale de astăzi cuprinde întâmpinarea persoanelor oficiale, intonarea imnului național al României de către muzica militară a garnizoanei Bacău, oficierea serviciului religios, alocuțiuni privind însemnătatea evenimentului, depunerea coroanelor și a gerbelor de flori. Vă rugăm ca pe timpul desfășurării activității să aveți o comportare decentă, iar în momentul intonării imnului național, bărbații să se descopere, iar întreaga asistență să cânte alături de noi și să țină mâna dreaptă în dreptul inimii. Onorată asistență, are loc întâmpinarea persoanelor oficiale. Prefectul județului Bacău, domnul Lucian Bogdanel. Primarul municipiului Onești, Victor Laurențiu Neghină. Europarlamentarul Dragoș Benea. Președintele Consiliului Județean Bacău, domnul Valentin Ivancea. Vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Panfil. Deputatul Cristian Paul Ichim, general Vasile Jenica Apostol, general 4 stele. Se intonează imnul național. Are loc ceremonialul religios, slujbă de pomenire a eroilor neamului și făuritorilor Marii Uniri, oficiată de către un sobor de preoți, Părintele Protopop Ioan Bârgăoanu. Slavă Sfinte, cele de o ființă și de viață și nedespărțită-i trăim, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărat Ceresc Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pre toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi, ne curățește pre noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pre noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre,
Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu înțelepciune drept să ascultăm noi Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție. Să luăm aminte. În vremea aceea au ținut sfat farisei ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicilor împreună cu irodianii zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne nouă, deci, ce ți se pare? Se cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul dajdiei. Iar ei au adus un dinar. Iisus le-a zis: Al cui e chipul acesta și inscripția de pe el? Răspunsau ei: Ale cezarului. Atunci a zis lor: Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l, s-au dus. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea Lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși, căzând înaintea Ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurata și nespusa Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor Tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a le se împlini cerele, așa și de acum înainte, învrednicește-ne a spori în dreapta credință, în dragostea cea către Tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește-ne de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului Tău Duhul lepădării de sine, pe care l-ai dat sfinților Tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește-i, Doamne, pe făuritorii mari uniri, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile,
care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acesteia, în care se preamărește numele Tău, și ne învrednicește pe toți ca totdeauna mulțumire să-Ți aducem, cele prea bune să grăim și să-Ți cântăm Ție și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă, slavă Ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune. Binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață Făcătoarei Cruci, cu rugăciunile Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Apostol Andrei, Apostolul Românilor, Sfântului Ierarh Nicolae și ale Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, ocrotitorii municipiului Onești, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnule Președinte al Consiliului Județean, domnule Prefect, domnule Primar, domnule Europarlamentar, domnilor consilieri, domnilor deputați, dragi români, voi da citire mesajului în al Preasfințitului Părintelui nostru Ioachim, cu ocazia Zilei Naționale. Să nu uităm că suntem români. 1 decembrie este ziua nașterii României ca stat unitar și independent între statele moderne ale lumii. O zi a recunoștinței față de conștiințele acestui neam care și-au consumat viața sacrificându-se pentru un ideal care au considerat că niciun efort nu este îndeajuns de mare pentru binele acestui popor. Ei sunt părinții nației noastre, iar geniul lor rămâne neșters în memoria României. În contextul noilor mutații ideologice, al migrației forței de muncă sau al amestecului intercultural mondial, al conflictelor armate sau politice, naționale sau internaționale, să nu uităm că suntem români, urmași ai unor oameni de înaltă ținută morală, politică și intelectuală, care au ctitorit și ne-au lăsat moștenire o Românie unită și demnă, iar datoria noastră este de a purta cu cinste oriunde în lume numele sfânt de român. Ziua de 1 decembrie să rămână pentru fiecare din noi un moment de reflecție la faptele mărețe pe care înaintașii noștri le-au înscris cu litere de aur în cartea vieții poporului român. Un simbol pe care să-l așezăm cu demnitate alături de ceea ce avem mai de preț în patrimoniul spiritual național, un simbol de la unitatea de credință și de neam, așa cum ne-a fost încredințată de cei care și-au sacrificat viața cu cel mai mare preț. În această zi de sărbătoare națională, vă îndemnăm să ne așezăm sufletele într-un memoria neamului nostru și niciodată uitarea să nu șteargă demnitatea de a fi român. Istoria neamului care ne definește identitatea națională. Să privim cu încredere spre viitorul patriei noastre, să purtăm cu demnitate și curaj numele de român, să respectăm cu recunoștință valorile cardinale care au structurat identitatea acestui popor și să ne iubim țara, căci ea este locul sfințit de sângele martirilor în care ne-am născut, în care ne creștem copii și ne petrecem spre veșnicie părinții. Rog pe milostivul Dumnezeu să binecuvinteze această zi de sărbătoare, să inspire pentru conducătorii țării
în a lua cele mai bune și înțelepte decizii privind destinul neamului românesc și să ocrotească pe români oriunde se găsesc pe meridianele lumii. Dumnezeu să binecuvinteze România și pe români. La mulți ani români, la mulți ani dragi uneșteni. Dați-mi voie să-l salut din suflet pe un prieten, de obicei îți uiți prietenii dragi, domnule general, aveți respectul nostru împreună cu armata și toți cei care sunteți împreună în biserica noastră, suntem împreună o armată a poporului, a neamului nostru românesc. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeule, vino-mi într-ajutor! Doamne, grăbește-te să mă ajuți! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Aleluia! Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc măriviria, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai învins prin ea dușmanul, pe cel ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia cavarde, pierd iarăși arul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâmpina. Primește-ne, nata lumii vină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condu-i în veșnica lumină să te slăvească neîncetat. Strivi către tine, Doamne, divin într-o adâncuri stric către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Pleacă-ți, Doamne, urechea ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? La tine însă este iertare și ne temem de tine. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul său. Mai mult decât așteaptă străjerii virea sorilor, să nădăjduiască Israel în Domnul. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Și El va mântui pe Israel de toate fără de legile Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Strig către tine, Doamne.
Doamne, îndură-te de ei. Hristoase, îndură-te de ei. Doamne, îndură-te de ei. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Doamne Dumnezeule, fii îndurător și milostiv cu toți eroii neamului nostru, iartă-i pentru păcatele lor și răspătește-i cu viața veșnică pentru jertfa vieții lor, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Doamne Dumnezeule, Împăratul împăraților și Stăpânul stăpânitorilor, în mâna Ta sunt popoarele și conducătorii lor. Cu adâncă mulțumire Te rugăm ca să binevoiești a păstra în puterea Ta destinul poporului nostru și a-l duce la fericire. Te rugăm, ascultă-ne! Ca să binevoiești a dărui poporului nostru o pace trainică. Te rugăm, ascultă-ne! Ca să binevoiești a ocroti libertatea și unitatea poporului nostru. Te rugăm, ascultă-ne! Ca să binevoiești a feri inimile oamenilor de ură, de răutate, invidie, discordie și război. Te rugăm, ascultă-ne! Ca să binevoiești aduce poporul nostru la unire în credință. Te rugăm, ascultă-ne! Ca să binevoiești a dărui conducătorilor noștri înțelepciunea și lumina Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Aș vrea să închei această rugăciune, înălțată către Dumnezeu, prin slabele noastre puteri, cu o admirație de-a Reginei Maria față de România și un cântec mic în cinstea Sfintei Fecioare Maria. Te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor și a durerilor mele, frumoasă țară, care ai trăit în inima mea și ale cărei cărări le-am cunoscut pe toate. Fii Tu veșnic îmbelșugată, fii Tu mare și plină de cinste, să stai veșnic falnică printre națiuni, să fii cinstită, iubită și pricepută, o România mea! La mulți ani, România! La mulți ani, dragi oneșteni! La mulți ani, dragi conducători și întâi stătători ai acestei cetăți, urbe, care într-adevăr dă ton frumuseții vieții noastre umane. Mulțumim. Negativul. Negativul. Tehnica română. O Marie, o prea dulce mamă, România e sub scutul tău. O Marie, o prea dulce mamă, România e sub scutul tău. Ascultă ruga celor ce te cheamă și-o înalță sus la Dumnezeu, și-o înalță sus la Dumnezeu. Suntem creștini și avem o pieptorință să biruiască crucea lui Iisus, iar singura nădejde-n biruință
credință, ne este ajutorul sfânt de sus. O Marie, o prea dulce mamă, România e sub scutul tău. Ascultă ruga celor ce te cheamă și-o înalță sus la Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă mulțumim din inimă. Mulțumim, preacucernici părinți. Urmează momentul alocuțiunilor privind însemnătatea acestui eveniment. Îl invit la microfon pe generalul 4 stele, Vasile Jenică Apostol. Onorată asistență, sunt onorat și îmi face plăcere să particip împreună cu dumneavoastră la această sărbătoare, Ziua Națională a României, organizată aici la Onești, și sunt încântat să văd atât de mult participanți, ceea ce înseamnă că în sufletele noastre sentimentul patriotic există și va exista atât cât vom exista și noi. Fiecare țară civilizată are o zi națională. Aceasta este stabilită de regulă pentru a aminti generațiilor prezente și viitoare despre cel mai important eveniment din istoria poporului și țării respective. Noi avem ca zi națională 1 decembrie. De ce 1 decembrie? Pentru că în urmă cu 102 ani și 2 ore, exact acum, la Alba Iulia, cei 1228 de delegați din Transilvania, Banat, Crișana și Bucovina și Maramureș au votat în unanimitate în Sala Unirii unirea Transilvaniei cu patria mamă România. Atunci se împlinea un vis de 2 milenii al românilor din spațiul nostru sacru, getodac, spațiul Carpato-Danubiano-Pontico-Nistrean. Atunci, în această zi, românii au avut fericirea să vadă că au șansa de a trăi în continuare în granițele unui stat național, unitar și independent. Am folosit expresia "au avut șansa" pentru că foarte multă lume confundă acest vot, ziua votului, cu unirea Transilvaniei cu patria mamă. Lucrurile sunt ceva mai complexe și mă voi referi puțin mai târziu și la acest aspect. Vreau să subliniez că evenimentul de la 1 decembrie 1918 nu a fost un eveniment izolat și nu poate fi desprins și tratat separat față de celelalte evenimente ale anului 1918. Acest an a adus poporul român de la agonie la îndeplinirea celui mai înalt ideal pe care l-a purtat în suflet 2 milenii, așa cum am mai spus. Dacă la începutul anului, și nu chiar la început, pe 7 mai 1918, România a fost obligată de către inamicii ei și din cauza condițiilor create de vecinul aliat de la Est, care s-a retras din război și ne-a lăsat singuri, să accepte o pace umilitoare și cruntă, să zic așa, pentru poporul român, pacea de la București, unii mai zic cea de la Buftea, practic au fost două, preliminară și pacea propriu-zisă. În acest an și în urma acestui eveniment, vreau să o spun, să știe lumea, că nu trebuie să ascundem asta.
cei care ne-au obligat să o facem, ne lăsau aici o țărișoară mică. Și dacă vă imaginați harta României, vreau să vă spun că potrivit acestor prevederi, partea de sud, Cadrilaterul și partea de sud a Dobrogei, până la calea ferată Fetești-Constanța, aparținea Bulgariei. Mai departe, partea de nord, până la brațul Sfântul Gheorghe, urma să fie administrat de către Austria și Germania. Iar nouă românilor ni se oferea posibilitatea, prin mărinimia domniilor lor, să ajungem cu trenul până la Constanța, aveam acces liber. Aici, prin această zonă, începând de la Dunăre, pe la Carpați și pe Subcarpați și peste tot la nord, pe la Carpații Orientali și până în Bucovina, granița venea cu 30 la 40 de kilometri mai spre sud și est față de cât era la intrarea în război. Aceasta era România potrivit acestei păci încheiate în mai 1918. Am avut fericirea și norocul de a avea oameni înțelepți care l-au sfătuit pe Ferdinand și acesta a înțeles și nu a promulgat această pace. Și bine a făcut, pentru că evenimentele dense pe plan internațional și mai ales pe teatrele de război au determinat o schimbare majoră. S-au dezmembrat imperii. Imperiul Austro-Ungar s-a dezmembrat. S-a proclamat Republica Austria. S-a proclamat Republica Ungară. A abolit monarhia în Germania. Au venit trupele franceze și internaționale pe la sud de Dunăre, astfel încât în seara de 9 spre 10 noiembrie, generalul Berthelot, cunoscut nouă încă dinainte, din primul război, a trecut Dunărea și au trecut la ofensivă împotriva trupelor lui Mackensen. De asemenea, în Banat au intrat trupele armatei de Orient, conduse tot de un general francez, Desperi. În această situație, datorită, și am spus asta și la Târgu Ocna acest fapt, datorită înțelepciunii conducătorilor de atunci, datorită unei politici externe eficiente, s-a reușit să păstrăm permanent legătura cu foștii aliați, iar în ziua de 10 noiembrie, România a decretat din nou mobilizare. Asta arată, și mobilizarea a fost un succes, arată faptul că românii, după toate necazurile pe care le-au avut, au fost patrioți și au răspuns din nou la chemarea țării. N-a fost nevoie decât o zi, pentru că imediat, pe data de 11, și vreau să țin în minte copiii mai ușor, 11:11, la ora 11, în 1918, s-a încheiat armistițiul general, iar pe noi ne-a găsit această dată, intrați cu o zi înainte în război alături de vechii noștri aliați. Asta ne-a ajutat foarte mult pentru întregirea țării. Nu vreau să vă țin prea mult, vreau să spun doar că înainte de unirea Transilvaniei, la 27 martie 1918, patrioții de la Chișinău au declarat unirea Basarabiei cu România. Au avut mari probleme. Veneau hoardele bolșevice și îi alungau din Chișinău. A trebuit să intervină armata română cu un corp de armă, de armată, să-i protejeze. Dincolo, și nu trebuie să uităm că de regulă rămâne eclipsată această zi de 28 noiembrie, când s-a hotărât la Cernăuți unirea Bucovinei cu patria mamă. Acolo au mers formațiuni paramilitare ucrainene și au alungat din toate instituțiile noastre românești, i-au alungat pe conducători și a fost nevoie să meargă o divizie de infanterie să-i alunge, și când a ajuns divizia acolo, au început să zbârne pietrele și să sară scântei de la copitele cailor ucrainenilor care ne luaseră acest teritoriu. Abia după aceea, peste două zile, s-a revenit la ceea ce spuneam în legătură cu unirea de la Alba Iulia. Nu vreau să vorbesc mai mult decât atât, că unirea nu putea fi înfăptuită pentru că trupele lui Bela Kun, o armată de bolșevici formată pe teritoriul Ungariei, căreia nimeni nu-i mai stătea în față pentru că se dezmembraseră celelalte armate,
era în Transilvania și nu o părăseau. Împotriva insistenței organelor centrale de la Paris, care hotărau soarta atunci. A fost nevoie ca armata română să meargă, să-și elibereze cu arma în mână și cu victime omenești multe, să elibereze spațiul dintre Carpați și a ajuns până la Tisa. Am fost oameni civilizați și la Tisa ne-am oprit, dar a venit o contraofensivă care ne-a întors înapoi până la Carpații Apuseni. De această dată românii s-au reorganizat și nu s-au mai oprit până la Budapesta, pe care au administrat-o, au ajuns acolo pe 4 august și au mai plecat pe 26 noiembrie, când generalul Mărdărescu, comandantul forțelor, a cerut să plecăm. Și mai există o poveste, și nu-i poveste, că acolo la Budapesta a ajuns să se ridice pe catargul din fața Parlamentului o opincă spartă românească. Este adevărat episodul, nu vreau să-l descriu aici, cine vrea să mă întrebe, mă găsește în particular și dau explicații. Nu trebuie să ocolim adevărul istoric. Eu nu fac parte din niciun partid politic și nici n-am făcut. Vreau doar să exprim adevărul care trebuie cunoscut de toți. Am senzația aici că ne situăm la capătul unui impresionant arc istoric cu durata de un secol, care creează o tulburătoare punte afectivă între cei care au înfăptuit unirea în 1918 și noi cei prezenți care le cinstim astăzi memoria. Trăiască România, la mulți ani România! Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, îl invităm la microfon pe domnul deputat Cristian Paul Ichim. Bună ziua, dragi români, dragi oneșteni, mulțumesc domnului general pentru lecția de istorie care a prezentat-o, eu am să fiu mai scurt. Suntem astăzi, 1 decembrie, ziua României, ziua tuturor românilor, și această zi o sărbătorim pentru că românii s-au jertfit. Înaintașii noștri și-au făcut datoria. Și fiecare dintre noi trebuie să ne facem la rândul nostru, pentru că mai avem multe lucruri de realizat. România nu este perfectă și este datoria noastră să muncim și să lăsăm copiilor noștri, să lăsăm copiilor noștri o Românie mai bună decât am găsit-o. Mulțumesc! Trăiască România, trăiască fiecare român oriunde se află. La mulți ani! Mulțumim domnului deputat. Îl invităm acum la microfon pe prefectul județului Bacău, domnul Lucian Bogdanel. Onorat auditoriu, niciodată în istoria sa România nu a legat peste 30 de ani neîntrerupți de democrație. Din această perspectivă, precum și raportat la datele economice disponibile, intervalul 1990-2022 este probabil cea mai favorabilă perioadă pentru țara noastră, pentru noi toți. Să nu uităm că România Mare, a cărei piatră de temelie a fost pusă de înaintașii noștri la 1 decembrie 1918, a ființat în jur de 20 de ani până când izbucnirea celui de-al doilea război mondial și consecințele pactului Ribbentrop-Molotov, odioasa înțelegere secretă dintre Germania nazistă și Uniunea Sovietică, au curmat visul unionist a milioane de români. Aproape o treime din cei 104 ani de existență ai României ca stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil, așa cum de altfel consacră articolul 1 din Constituție, este reprezentată de România democratică și tolerantă, care, din 1990 încoace, își făurește propriul destin istoric în malea familiei europeană și transatlantică, o familie în care prosperitatea și securitatea sunt liniile directoare. Datele economice arată că din 2020 și până astăzi, în ultimii 20 de ani, România a avut cea mai solidă creștere economică din Uniunea Europeană, produsul intern brut crescând de 8 ori. E drept, am pornit de jos și discrepanțele față de statele dezvoltate din vest sunt încă acolo. Dar progresul ultimilor 20 de ani nu poate fi trecut cu vederea, este expresia efortului conjugat al unei națiuni care a avut de înfruntat multe vicisitudini și obstacole până să ajungă în acest punct.
un drum început în 1989 cu răsturnarea regimului comunist și care a continuat cu repere temporale precum consensul de la Snagov 1995, ce a statornicit orientarea pro-occidentală a României, alternanța democratică la guvernare și în cele din urmă aderarea la NATO și Uniunea Europeană. Am luptat și am muncit ca să fim ceea ce suntem astăzi. Tot ceea ce am realizat ca popor este rodul strădanilor românilor de acasă și de pretutindeni, care, pe orice meridian s-ar afla, fac cinste națiunii din care provin și celor trei culori ale drapelului național. Pentru că noi toți suntem România. La mulți ani, oneșteni, la mulți ani, România! Mulțumim domnului prefect. Seria locuțiunilor este încheiată de primarul municipiului Onești, domnul Victor Laurențiu Neghină. Stimați invitați, preacucerniși părinți, dragi oneșteni, ne-am adunat astăzi aici, așa cum o facem an de an, pentru a sărbători Marea Unire. Ziua de 1 decembrie 1918 este piatra de temelie care a stat la baza construirii și făuririi României mari, României unite, puternice și suverane. Ziua de 1 decembrie 1918 este momentul în care bărbații țării de la acea vreme, sprijiniți de toți românii și în asentimentul tuturor românilor, s-au așezat la aceeași masă și au pus bazele României mari, României unite, României puternice și suverane. O Românie frumoasă, pentru care bravii noștri eroi au luptat și au căzut pentru ca noi astăzi la datorie, pentru ca noi astăzi să trăim liberi, să circulăm, să ne exprimăm și să muncim liberi în țara noastră. După frumoasa lecție de istorie ținută de domnul general, nu îmi rămâne decât un singur lucru în această zi sfântă pentru țara noastră: să vă rog să fim mai buni, mai înțelepți, mai îngăduitori, mai smeriți în așteptarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu! La mulți ani, Onești! La mulți ani, România! Mulțumim domnului primar și invitaților noștri. Urmează ceremonialul depunerii de coroane. Invit oficialitățile să se pregătească pentru acest moment. Când pe acordul imnului eroilor se va desfășura această ceremonie de depunere a coroanelor și a gerbelor de flori. Coroană primarul municipiului Onești, Victor Laurențiu Neghină. Parlamentul României.
europarlamentar Dragoș Bene. Parlamentul Europarlamentul European. Instituția prefectului Bacău, prefectul Cian Bogdanescu. Se pune coloană Asociația Veteranilor de Război și Asociația Cultul Eroilor. Depune coroană
inspectoratul pentru situații de urgență, detașamentul de pompieri Onești. De pregoroană, jandarmeria Onești. Bunătorană Biblioteca Municipiului Onești, Direcția Cultură. Direcția Generală de Asistență Socială Onești. Spitalul Municipal Onești. Clubul Seniorilor Onești. Asociația Pensionarilor Onești. Clubul Seniora Onești. Onești.
Consiliul Național Grigore Mărțile Omenești. Participare, vă dorim o zi plăcută în continuare. La mulți ani români, la mulți ani România! Să ne ierți cumva pe toți, să ne ierți cu crezământ, Ioane.